Bărbatul a ieșit plin de sânge din propria casă și s-a prăbușit în fața blocului. Doru Ifrim nu a mai apucat decât să mărturisească faptul că soția sa l-a înjunghiat. Vecinii au cerut ajutor. Am văzut pietre de sânge aici, atât. Am auzit că l-a înjunghiat, pietre de sânge, atât tot. Nu vă așteptați la asemenea? Nu, nici într-un caz. Dar o fi avut probleme cu banii? Cu... Nu. Erau pensionari amândouă, aveau pensii destul de frumoase, aveau peste 30 de milioane împreună. Copiii la casa lor, are fată măritată, băiatul căsătorit și el. Nu aveau probleme. Medicii l-au băgat pe bărbat în operație pentru a-i salva viața, însă încercările chirurgilor au fost zadarnice. Bărbat de vârstă relativ tânără, a dus la spital cu o stare generală foarte gravă, practic exsanghinat, cu o plagă la nivelul hemitoracelui drept. Era într-un șoc hemoragic sever, s-a intervenit chirurgical de urgență, însă viața nu i-a mai putut fi salvată, decesul survenind practic în timpul intervenției chirurgicale. Repet, pacientul era adus la spital exsanghinat. S-a înregistrat un eveniment, s-a format un dosar penal, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, ancheta este în derulare. Dacă anchetatorii stabilesc că soția bărbatului a provocat decesul prin înjunghiere, femeia riscă să își petreacă după gratii următorii 25 de ani.